Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, nu e nici pe zodii, etalare foarte generală, foarte colectivă. Să vedem ce se întâmplă pentru unii, nu pentru toată lumea la nivel colectiv. O să vă rog frumos să discerneți cât mai bine informațiile, în general și mai ales la acest gen de etalări. Am făcut etalarea pentru decembrie la alegere, dar a trebuit să lipesc videoclipurile și mai durează, pentru că e destul de lungă, nu știu de ce, am vorbit destul de mult la fiecare număr. În fine, sper să aveți răbdare și să vă bucurați de mesajele care vor veni în curând. Între timp, haideți să vedem la nivel colectiv ce se întâmplă cu unii dintre voi. Interesant că în timp ce am amestecat acest set de cărți, am văzut patru de monede și asul de băte. Pentru mine, nu știu ce legătură are cu restul, dar un mesaj foarte special. Poate ar fi bine să fiți atenți cum vă puneți banii deoparte, patru de monede, este foarte precaut cu banii, ca să puteți să începeți ceva, un proiect, eventual poate primiți inspirație de o anumită factură financiară, spirituală, practică, eu știu, cum să puneți bani în plus, cum să vă echilibrați financiar. Evident că patru de monede pentru mine înseamnă și relație karmică versus o idee, o pasiune, ori o aventură, ori o idee divină. Da, vedem, vom trăi și vom vedea, totuși. Aveți grijă cum vă puneți banii, că toți sunt crize financiare, de-abia începem. Aveți de plătit, apropo de asul de bâte, de plătit factura la gaze, da, focul, căldura. Și vedeți, vedeți ce alte idei mai vin, cum să faceți bani. Ceva nou, eventual, cum să faceți bani. Ar trebui ceva, o etalare pentru chestiuni financiare, ce ziceți? Interesant, în timp ce vorbesc, da, adevărul este că între doi oameni, adevărul este că între doi oameni există multă dragoste, foarte multă dragoste. Dar dacă nu este exprimată această dragoste, dacă este acoperită, dacă este reținută, se manifestă, interesant, tristețea. Tristețea. Magicianul Soarele, wow! Un personaj lucrează în umbră. Lucrează în umbră, nu în umbră, în ce sens? Nu, poate să lucreze și în public cu magicianul și soarele. Un personaj în această poveste, o fi paralelă cu ce urmează, nu știu, dar pentru cineva e un mesaj. Două suflete pereche, care urmează să se întâlnească, interesant, două trăsnete. Hai, da, două, wow. Apropo de asul de bătăi și relațiile karmice, relațiile karmice trebuie să se, mai un pic din anul acesta foarte special, să vă eliberați de relațiile karmice și să manifestați trezire. Interesant că asul de spade seamănă cu o cruce, da? Cu moarte și transformare. Transformare înspre relațiile divine, înspre relațiile care trezesc, care ne zdruncină în sensul bun al cuvântului, pentru că și relațiile karmice ne zdruncină. Două suflete perechi ar trebui să vorbească deschis despre transformările prin care trec, despre trezirile pe care le văd, în loc să țină această cupă deoparte, în loc să le fie rușine cu emoțiile pe care le au. Altfel, dacă stau cu rușinea, se ofilește dragostea, se ofilește și pasiunea. Și spuneam că unul dintre voi, în această poveste, măi, chiar se transformă, judecata, moartea, renaște și muncește să facă bani, să iasă în evidență, să strălucească, manifestă o variantă mai bună a sa, eventual cea mai bună. Da, iese din acest stres. Da. Unul dintre voi, poate că amândoi, poate că amândoi, hai să vedem, situația generală dintre unii dintre voi. O să vă rog frumos, da, 5 de bute și 3 de bute, conflicte,
versus credință. Trei de bute e o carte foarte optimistă. Este trei, trinitatea. Chiar dacă e cu vârful în jos. Sunt și chestii emoționale, sunt și chestii spirituale. E un adevărat univers în acest concept, să zic. Iar este nevoie de comunicare, că tot am vorbit de asul de spade. Trebuie să comunicați. Poate că e o distanță între voi și distanța creează conflicte. Poate că unul strălucește în public, cum am văzut mai devreme, și apare concurența. Și celălalt își reține darurile, harurile, dragostea. Potențialul interesant. Ia uite, 8 de... Iar apar cărțile pe care le-ați văzut mai devreme. La capătul setului de cărți, 8 de monede, moartea, renașterea. Dincolo de, de ce? De grija zilei de mâine, de stresul că sunt iubit, nu sunt iubită, sunt apreciată, nu ne sunt apreciată, bârfe, da, energii destul de negative. Dar mai vedem. Deocamdată o să văd dacă vreau să clarific. Asta e situația generală, da? Hai să vedem. Unde este unul, unde este celălalt? O energie pentru fiecare. Și vedeți unde vă regăsiți. Energia unei persoane. Vă rog frumos. Etalare colectivă. Cobra. Da, era... Vai, da, cobra. Cobra e foarte sexuală. Apropo de 5 de... și foarte sexuală și foarte geloasă. Trebuie să las aici, îmi pare rău, n-am cum. Ori o atracție foarte intensă între voi și acest personaj și personajul respectiv, fiind atrăgător, mai are alte persoane în preajmă care sunt atrase de acest personaj, cobra. Pantera poate să reprezinte tot energie de foc. Foc, 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 că toți suntem în semnul săgetătorul, dar nu uitați că totuși, în această perioadă, încă trăim scorpionul vedic. Scorpionul adevărat, de fapt. Tot o energie marțiană, foarte geloasă, foarte intensă, foarte sexuală. Însă, vom vedea. Cobra are în spate o panteră. Persoană. Cobra este simbol falic. E un șarpe care se ridică. Încerc să vă dau de înțeles despre ce e vorba, da? Și șoptește frumos, dansează în funcție de cum îi vorbiți trei de bâte. Interesant, trei de spade. A existat o dezamăgire, dar este. Dacă vorbiți într-un mod nepotrivit acestei energii, poate să muște, apropo de trei de spade. Orice dezamăgire vine cu o mușcătură veninoasă. Cu ceva ranchiună, eventual, dacă ambele reprezintă această persoană. Însă, am zis, este un simbol falic. Persoana în cauză este, sincer, este excitată. Este excitată, e atrasă fizic. Și asta creează și conflicte între voi și conflicte între această persoană, voi și celelalte persoane din preajmă, care ar putea să fie inclusiv pantera, un fost, o fostă, chiar o actuală, geloși. Și conflicte interne. Cum de pot să simt atâta pasiune față de cineva? Hai să vedem cealaltă persoană. Probabil că aici este oglindirea. Honeybee. Cealaltă persoană și aceea poate să piște. Dar ce are în plus față de pișcătură și iritație și alergie în cazul în care este agresată, această persoană alchimizează. Este un anume tip de oglindire între voi doi. Și unul și altul poate fi periculos. Dar celălalt își reține, interesant, periculozitatea, veninul, tendințele și se alchimizează, se transformă. Au venit două. A zis, își reține emoțiile
Și încearcă să fii adaptabil. Încearcă să fii adaptabil. Adaptabilă. Avem iar foc, dar avem și apă. Am zis că alchimizează scoica înăuntru, creează o perlă cu multă suferință. Cu multă suferință. Dar mai vedem. La capătul setului de cărți, ia uite. Pentru mine, tigru este marea preoteasă. Are viziune. Vede viitorul, înțelege, simte, asul de monede. Acest personaj iese dintr-o perioadă de hibernare. Tigru stă în singurătate adesea. Nu e ca leul care trăiește în grupurilețe, grupulețe, da? E altfel, e mai solitar. Energie feminină, totuși, tigru. Are în spate un ou de aur. În ce sens? Elementul eter. Are o inimă, este chakra patra, are o inimă de aur. Personajul acesta iubește și chiar dacă a suferit, am zis, din dragoste alchimizează. Am senzația acum, vorbind despre acest personaj, că pantera ar putea să fie chiar energia cobrei. Înainte sau în momentul în care e supărat, supărată. Cum să pun eu seturile de cărți? Să le pun așa, să le mai văd. Că poate revin asupra lor. Aici au venit două cărți. Da, vedeți voi? Aș spune că trei de băte, personajul acesta, tot pasional, este mult mai versatil. Foarte sensibil, foarte sensibil. Și celălalt este sensibil, dar este sensibil la ceea ce aude. La tot ce mișcă. Dar aici este o altfel de sensibilitate, mult mai intuitivă, aș spune. Dar, repet, care în timp a învățat să se adapteze mediului. Dacă ești agresiv cu acest personaj, e agresiv și el, dar, sau ea. Dar, mai rar se ajunge la situații toxice, agresive cu acest personaj, tocmai pentru că nu e prefăcut, nu e vorba de a fi prefăcut. E adaptabil. E ca și când, domne, în piață vorbești cu chițari într-un anume fel, cu doctorul vorbești într-un anume fel, cu profesorul universitar vorbești într-un anume fel, cu fiecare vorbești într-un anume fel. Nu poți să vorbești cu profesorul universitar ca la piață. Și nici cu piețarul ca și când ai fi la universitate, ca să înțelegeți genul de adaptabilitate. Și acest personaj știe că are ceva, are un univers de născut, de generat, de manifestat, la care lucrează. A zis că cineva lucrează. Se transformă, am zis, încearcă să devină cea mai bună versiunea sa. Lucrează cu intuiția sa, știe că trebuie să scoată în prim plan, în fizic, în materialitate, multe calități pe care încă nu le-a lansat public, să zic. Cealaltă persoană este foarte atrasă fizic de aceasta. Foarte atrasă fizic. Cinci e casa a cincea. A creativității este atras de creativitatea acestui personaj, de multidimensionalitatea sa. Deși nu înțelege de fapt de ce e atras. Asta trebuie tot aceste cinci elemente să le descoperi. Interesant, aici sunt cinci cărți, trei și cu doi, cinci. Da? Și la... Am vorbit de albinuță, dar nu cred că e reprezentat această persoană, albinuța. Această persoană deocamdată lucrează la nivel de 2, nici măcar de 3. De eu și tu, eu și lumea. Destul de multe are de învățat, aș spune această persoană. Deși are un foc care ar putea fi folosit într-un mod creativ. Nu.
distorsionat. Deocamdată are tendințe distorsionate. Deocamdată își folosește pasiunea mai degrabă în sex și în felul în care urăște, este gelos, geloasă, ar putea această energie să o folosească într-un mod protector, creativ, dacă ar lua exemplu celelalte persoane. Mai dăm pe prima carte, pe Cobra. Pe Cobra. Wow. Marea Preoteasă. Da, ar putea să-și asculte intuiția. Dar ce simt apropo de roata norocului, 10 de monede? Are niște secrete. Eventual ține ascunsă această atracție, ține ascunse și geloziile, ține ascunse și conflictele interioare și celelalte. Mai dăm o carte pe a doua persoană. Nu cred că e mare preoteasă în sine. Cât conflictul este legat de marea preoteasă care e aici la tigru. Cum poate fi atras de un asemenea... Multe, nu. O singură carte. Persoana așa. Eu aici cred că va regă... Da. Cavalerul de spade. Exact energia aceasta brutală a cobrei și panterei. Eu aș zice că vă oglindiți, că tot am văzut. Există un potențial, am zis. Și persoana care încearcă să lucreze, să devină cea mai bună versiunea sa, în anumite condiții, poate să devină foarte impulsivă, nestăpânită. Cealaltă, în anumite condiții, dacă a renunțat la aceste conflicte și energii negative și gelozii și ce mai fi, obsesii sexuale și așa, ar putea să-și asculte, să-și trezească, dragii mei, Kundalini, da, Marea Preoteasă și Kundalini. Dar deocamdată, acest personaj ține secret, repet, atracția, conflictele, gelozia, tendința de a urâ, da? Uneori, că știți că așa face șarpele, trust in me, cum era și în Cartea Junglei, vorbește frumos, apropo de comunicare, vorbește frumos până se ajunge la sex. După aceea pleacă eventual. Eventual. Cealaltă persoană, dacă este forțată cu trei, trei înseamnă comunicare de situație, poate să spună adevărul. Poate să spună adevărul. Într-un mod brutal, dar e adevăr. Și chiar dacă doare, trebuie spus. Mai dăm o carte pe Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Valetul de bâte, asta e. Atracția asta fizică. Pe care încearcă să o țină în control, am zis. Cavalerul de spade, 10 de cupe. Am spus, personaja respectivă caută fericirea, caută idealul. Are ceva deosebit de manifestat dacă nu se poate. Dacă trăiește relații conflictuale, spune adevărul și merge. În căutarea, iese din situația respectivă și merge într-o nouă direcție în care poate să manifeste acest ideal. Cealaltă persoană deocamdată.
Interesant, e un valet de bute. În acest moment îl văd cu spatele la noi și cu fața la bâtă. În ce sens? În această tăcere și introvertire, să zic, încearcă să-și înțeleagă această pasiune, eventual. Vedem. Vedem situația dintre voi. General, am zis, 5 de bute, 3 de bute. A, ce mai simt? Dacă știți că e o distanță între voi, 3 de bute înseamnă și distanță. Călătorii peste hotare. Și această distanță, aceste călătorii peste hotare să atrag conflicte într-o anumită formă. Am alt fel de a exprima acum adevărul. Dacă e această chestiune la distanță, conflicte, atracții, concurență, intuiția voastră vă spune că, deși e atracție fizică între voi, mai sunt personaje în preajmă, cum am zis mai devreme, în preajma acestui personaj, care îi stimulează varianta negativă, gelozii, obsesii. Și atunci vă rețineți, vă adaptați și în sinea voastră vă păstrați sufletul deschis și încercați să vă proiectați cu tigru viziunea spre un nou proiect care să vă aducă fericire. Dar pentru asta trebuie să comunicați. Probabil că ați comunicat. Ori tot, ori nimic. Hai să vedem. 9 de spade, stres. Situația dintre voi. A unora. O dată. De două ori. De trei ori. Ceva, ceva, ia. Marea preoteasă, iar secrete. Și părăteasa. Unul dintre voi va avea o creștere deosebită. Celălalt trebuie încă să se găsească. Să se regăsească. De două ori, de trei ori. În acest context. Împăratul. Moartea. Asul de bâte pe care l-am văzut mai devreme, 8 de cupe. Mai dăm o carte, totuși. Și 9 de monede. Situația dintre voi în acest moment. Am zis că e posibil să fie distanță. Din cauza distanței, a problemelor, a problemelor de comunicare și de înțelegere, pentru că, unul, am spus, lucrează în sinea sa, celălalt trebuie să se trezească la o nouă versiune a sa. Acesta știe la ce are de lucrat, celălalt încă nu știe. E la început, e valetul de bute, la început de călătorie. Călătorie interioară. Trezirea lui Kundalini. Da? Creștere spirituală. Acesta ar putea să fie împărat, un personaj care încearcă să aibă control. Cum se manifestă controlul la acest personaj variază de la om la om. Cât am vorbit deja 24 de minute. Dacă ați avut de-a face cu acest personaj, destul de strict, în regulile sale, situația trebuie sau a murit, ori trebuie transformată și să renască. Într-o altă formă. Într-o altă formă. Dacă știți că a fost o aventură interesantă,
Astfel de bâte pe care l-am văzut mai devreme. Dacă știți că a fost o aventură între voi sau altcineva între voi, poate el, împăratul, a avut o aventură cu altcineva sau între voi a fost o aventură care nu va... Uite, moartea și 8 de cupe. Ambele reprezintă elementul scorpion, transformare, da? Care cheamă la transformare. Dacă știți că a fost ceva de genul acesta între voi și ați văzut că ei nu vor să se transforme, că ei încă se gândesc la trecut sau încă manifestă varianta deja... îngropată, aș spune. Celălalt personaj se eliberează, pleacă 8 de cupe către 9 de monede, către independență. Pentru că am spus, intuiția le spune că mai au încă o monedă, asul de monede, de pregătit. Intuiția le spune, nu pot să pune toate... Să pună toate... Să-și ofere toate harurile și darurile în acest context, pentru că n-ar fi nici înțelese, nici apreciate. La capătul setului de cărți, 10 de bâte. Da. Prea mult foc, prea multă pasiune, bâte, 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 prea multă pasiune. Repet, că dacă nu este generată, vedeți, aici este o chestiune, dacă nu este folosită, creativ, inteligent, corect, poate să consumă, să vă ardă pe amândoi. Oricum, întâlnirea aceasta trebuia să se întâmple ca cum să explic? Ca celălalt, care încă nu se cunoaște, să se descopere. Hai, dăm o carte pe... nu, ia să clarific cu altceva, nu, cu alte cărți. Clarificăm împăratul. Pentru unii dintre voi, împăratul poate să reprezinte chiar pantera. Vedeți cărțile? Ia. Pantera, care este în umbra acestei cobre. Un personaj din spatele acestei cobre, care este chemată la transformare spirituală. Și acest personaj, cobra, trebuie să încheie situația cu împăratul, cu pantera, cu personajul dominator. E un personaj dominator în preajma acestui. Am spus, între voi doi există potențial, dar depinde fiecare ce face. Persoana mai evoluată, dacă va vedea că personajul care nu vrea să renunțe la trecut, încă stă și se uită în spate, își va vedea de drumul său, de reușitele sale, de dragoste, ia uite, moarte, transformare. Ia uite, căutam pentru împărat moartea, moartea. Interesant, poate să fie... Da. Vreau să spun că poate pentru unii dintre voi influențează o figură maternă, paternă, poate și o mamă dominatoare, dar vreau să zic paternă care a murit. Încă influențează acest personaj. O figură, da, un soț sau un tată care a fost foarte agresiv și influențează. Și atunci trebuie să renunțe la trecut acest personaj. Moartea.
Am zis maternă, poate să fie și o mamă dominatoare sau și o... Da. Poate și soție, deși soția nu-i maternă, dar e mama copiilor, în fine. Dar mai degrabă, un tată dominator foarte agresiv, eventual. Dar hai, clarifică moartea. Dar vorbim de transformare, totuși. Moartea. Clarifică moartea. Sunt multe. Clarifică moartea. Ia, vedeți cărțile? Așa. Clarifică. Șapte de monede, aici este. Această transformare durează. Trebuie să aveți răbdare cu ei, eventual. Eliberarea de trecut aduce probleme financiare și nu toată lumea își asumă chestia asta, șapte de monede. Cine își asumă eliberarea de trecut trebuie să aibă răbdare să crească, apropo de 8 de monede, să muncească la transformarea sa, iar moartea și 8 de monede, da? Moarte, renaștere, ștecata. Da, și asul de bâte care revine și aici. Care e blocat din cauza unor situații la distanță, eventual. Asul de bâte, clarificăm. Asul de bâte. Clarificăm asul de bâte. Patru de bâte. Posibil să aveți de-a face cu flacăra voastră geamănă. Posibil. Dar, repede, dacă acum se trezește, trebuie să aveți răbdare. Și dacă s-a întâmplat întâlnirea de curând, și nu știu, acum depinde, poate să dureze și 7 ani. 7 ani apocaliptici, apropo de apocalipsă și de moarte și renaștere, da? 7 ani apocaliptici. Poate că unii așteptați de 7 ani. 7 luni. Eu știu. În fine. Ia uite ce frumos. Asul de bâte, 4 de bâte și asul de monede. Da? Ia uite, 9 de monede și împăratul. Trebuie să alegeți. Între asta, în această situație, acest împărat poate să fie un bărbat căsătorit și o femeie independentă, eventual. Și judecați bine. Cum? Cum? Mai bine vă concentrați pe voi. Asul de bâte și 4 de bâte. Hai să vedem în continuare. 8 de cupe, clarificăm 8 de cupe. Wow. 9 de spade și regina de bâte. Imediat. Iar asul de bâte. Măi, cineva a plecat ca să-și creeze viața pe care și-a dorit-o, în vreme ce cealaltă persoană se lasă atrasă sexual de oameni atrăgători. Dacă e atrăgător, se lasă, sau atrăgătoare, se lasă atrasă. În fine, 9 de monede, mai numai o carte. Să mai văd. 9 de monede. Cine pleacă din acest context destul de conflictual trece prin stres, dar își va găsi echilibru, își va găsi creativitatea, încrederea, să... Ia uite. Să-și continue viața sa, în ce sens, independentă? Nouă de monede, a fost clarificat de
Wow, fiți atenți, azi? Continuați-vă viața. 0, vedeți? 0 pe orizontal. Și marele preot, așa. Secrete la capătul setului de cărți, confuzii, blocaje, justiția. Justiția care în acest context nu pare prea echilibrată. Am zis ca să căutați echilibru, voi vă veți găsi echilibru. Vreau să spuneți inițial altceva, dar a ieșit echilibru și echilibru este reprezentat de justiție. Sunt două tipuri aici de independență. Vedeți? Una asumată, în care energia feminină își creează stabilitatea prin pasiunea pe care o folosește, repet, energia de foc, într-un mod creativ, intuitiv. Aici tot semn de foc, dar este tigru. Chakra a patra a inimii reprezintă casa leului. Cu alte cuvinte, își păstrează inima deschisă și nu este orgolioasă. Una e să te respecti și alta e să fii orgolios. Deci sunt două tipuri de independență. Unul dintre voi merge către această independență asumată, creată, pas cu pas, prin fiecare idee, da? Și își creează stabilitate. Cealaltă persoană se bucură, eventual, de o nouă aventură, pentru că nu este asumată. Marele preot este invers, aproape invers. Nebunul este pe orizontal, adică e un personaj care riscă la modul absurd în viață. Și atunci, vedeți, acest personaj vă blochează dacă stați în preajma, dacă voi sunteți oameni asumați. Nouă de monede e o carte minunată care inspiră alte persoane, da? Inspiră asul de bâte. Dacă vreți să vă continuați lucrarea, cum am zis mai devreme, spuneți adevărul, eventual tăiați, vă eliberați de conflictele care aduc această situație datorită unei energii care nu vrea să se implice. Poate să fie căsătorit, căsătorită și nu se implică nici în căsătorie, nici cu voi. E o persoană aici lipsită de, da, de stabilitate. Am spus, geloasă, absurdă, obsesivă, mai ales obsedată sexual. Și care este chemată să înțeleagă energia aceasta sexuală poate fi folosită în multe alte feluri. Dacă nu, rămâne cu secretele. Secretele fiind obsesii sexuale, dușmănii, aventuri. Marele preot invers nu-mi place, nici nebunul. Deci aceste cărți blochează nouă de monede. Independența. Nu libertinajul. Libertatea asumată. Am spus, unul dintre voi trece prin stres, prin dezamăgiri și își descoperă, își redescoperă puterea de a-și crea viața. Celălalt se duce către personaje atractive, îl lasă, eventual vă lasă pe voi plângând, stresați și se bucură de moment. Se bucură de moment, dar nu creează nimic. Nu creează nimic. Nu riscă nici cu persoana respectivă, nici cu voi, nici cu nimeni. Și aici este transformarea. Aici este dorința lor de a-și controla viața. Asta probabil au văzut la un tată agresiv sau la altă figură masculină. Le-a zis, transformarea cere timp. Și alții nu-și asumă atâta timp, cere răbdare. Cere muncă, șapte de monede muncește cu răbdare până ajunge la nouă și nu oricine.
Nu oricine va munci în acest context. Cam asta e situația generală dintre voi. Vreau să fac o etalare mai scurtuță, dar așa e și 40 de minute. Asta e. Hai să vedem un sfătuleț. Un sfătuleț pentru voi, cei care ascultați. Curățăm cărțile. Sfătuleț. Pentru că am început cu 3 și cu 5, da? 3 înseamnă creativitate, creație, 5 conflict. Și schimbare. Dar până să schimbi, îți trebuie ceva. Să asculți intuiția, să crezi, marele preot. Și acest personaj nu crede. Tot 5, da? Vedeți? Tot 5. Acest personaj nu crede. Decât în impulsurile sale. Ia uite. Făceți-vă timp pentru dragoste față de voi. Da? Apropo, că am zis că mergeți către echilibru, deși era 9 de monede, da? Echilibru sau regina de bâte. Echilibru. Echilibru interior. Dragoste față de voi. Una e să mergi către dragoste, atracții sexuale, și alta e să mergi către stimă față de tine. Vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Folosiți-vă intuiția. Și simțiți... Simțiți că acest personaj încă mai are mult de transformat. S-a dus o masă. Da. Concentrați-vă și pe detalii. Apropo de 9 de monede, 9 de monede reprezintă în general Venus în fecioară, care e atentă sau atent la fiecare detaliu și se concentrează pe realizările sale. Dar nu mă refer la zodia fecioare, nu, nu, nu. Nu, vă rog mult. E vorba de un aspect astrologic al unora care se manifestă într-o anumită formă sau poate nu neapărat Venus în fecioară, poate să fie aspecte în casa 6 sau aspecte în case de pământ sau pur și simplu oameni care se respectă, știu ce au de făcut și sunt atenți la detalii. Sunt atenți la detalii. Vedeți lucruri de la distanță, da? Și îmbrățișați cursul vieții, face parte din experiența voastră, situația respectivă, deocamdată faceți-vă timp pentru voi. Poate că pentru unii ar mai fi în plus, apropo de astfel de bâte și 4 de bâte, poate găsiți o idee interesantă de lucrat în casa voastră, că tot vin sărbătorile. Ca să ieșiți din situația aceasta mai... Hai. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost cu folos. Și ne auzim la următoarele etalări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!